n-ai făcut nimic. Revelionul îl facem acasă. Nu spune că ne-am blocat aici, te rog frumos. Oprește muzica aia, mă! El, de fapt, este un afemeat notoriu care este interesat de tine doar pentru că ești virgină și atât. Tu mă miști pe mine în față? Uite, dacă nu vrei, nu facem nimic. Nu vin mătea să-mi dea mie lecții cum să-mi apăr copilul. E prima oară când fac revelionul într-un deci. Pe bune? Vă voi faceți coaliție împotriva mea? Băieți! Du-te, fata mea, că găsesc, dragă domnului, femei câtă frunză și iarbă, nu-ți fă probleme? Alături de cine și în ce condiții ar trebui fetele să renunțe la virginitate este o problemă pe care bărbații tineri din ziua de azi o ignoră. De multe ori se ajunge la neînțelegeri care duc la despărțiri sau, mai rău, la adevărate drame. Nu, frate, dai de la băutură că am băut un pic! Ce cauți, mă? Ce faci, mă, aici? Cosmin, un tânăr de familie bună și cu succes la fete, are un mod de a privi viața foarte relaxat. Ceea ce nu e și cazul prietenului său, Laurențiu. Deși și acesta ar avea destule aturi pentru a atrage atenția sexului opus, băiatul preferă genul de fete cu minți. Da, băi, și până la urmă, cum facem cu revelionul ăsta? Lămurește-mă și pe mine. Păi... cum facem? Păi, până la urmă, vii la mine sau... Da, vin, cum să nu vin, îți dai seama, normal păi, că vin. Păi, bun, gata, am stabilit, de atâtea săptămâni vorbim de revelionul ăsta, am zis de la bun început, hai frate, facem la mine, luăm niște, că chemăm prieteni, vii cu... La Vinia, da? Așa, că numele n-am de unde să-l știu, că doar da. N-am cunoscut-o decât pe Facebook și atât. Da, da. N-ai avut bunul simț, îmi faci mie cunoștință. Bă, uite, ăsta e prietenul meu. Sunt superstițios. Sunt superstițios, toate la timpul lor. De ce? Ce am și superstițiile mele acum, ce vreau? Ce superstiții, tu și superstiții. Da, bă, bă, și cu Lavinia, că tu te-ai adus vorba de Lavinia. Ia zi, nu mă ajungi pe mine cu Lavinia să... Cu ce să te ajungi? Nu știu, să facem ceva pe aici, că... Na, s-a trecut 6 luni de zile și... Bă, stai un pic, tu vrei să-mi spui mie că tu ești cu fata asta de 6 luni de zile și n-ai făcut nimic? Dar ce mă, n-ai mai auzit asta până acum de la nimeni? Ce ți se pare așa? Frate, 6 luni de zile, voi după 6 luni, ce faceți? Vă țineți de mână pe stradă și vă pupați așa și atât? Păi și ce vrei să fac, mă, acum? N-o iubesc, vreau să... Dumnezeule, vai! De ce râzi, mă? Dar ce dracu vrei să faci să plâng? Păi mă, n-ai mai auzit asta până acum, ți se pare așa... Frate, dar vorbim de tine, stai un pic, nu vorbim de oricine. Păi tot 6 luni? Asta-i. Hai, te rog, lasă-mă să ghicesc. Yeah. Ești tu cu cum să-i spun eu, cu gândirea aia ta romantică, nu este da, așa? Da, mă, știi da, că... O să aștept, na, pentru e, că e, pentru mine este important. Păi da, mă, da, pentru că e virgin. Se, nu se, bă, când se, nu? Nu se, da, păi e virgină, mă, știi, și chestia asta e, nu știu cum să zic eu ție, am un concept așa că prima persoană care se va culca o va iubi toată viața, că știi că și și al memoria lui. Hai, frate, și mă gândesc așa... În memoria lui, dar ce Dumnezeu, e stic, ce Dumnezeu. Băi, poate ea nu-și dă seama, știi, pe loc atunci, momentan, dar așa rămân în sufletul ei tot timpul. Aoleu, frate, bine, uite cum facem, uite cum facem, pentru că sunt prietenul tău. Ia. Hai că am eu o idee. Vii cu ea la Revelion și am eu grijă de rest. Îți pregătesc o cameră undeva, mai retras așa în casă, și îți aranjez eu, mă ocup eu de tot, pur și simplu îți arăt camera de Revelion, eu îți arăt camera și de restul te ocupi. Că, ai, frate, chiar când sunteți amândoi, nu cred bravo, că are cum să te repuzești atunci. Te bu, bravo. Păi nu? Bravo, mă, da. E așa da, facem, nu? Da, da, da. Zic că e cel mai ok. Cel mai bine, da, și mă retrag eu frumos, bam, 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 da, știu eu cum, aici da. Îi țin eu pe el și da, mă ocup eu de restul. Bă, așa cred că sigur pică, n-are cum. Clar. N-are cum, ai, frate, de acum, dacă nici după asta nu pică. Nu, mai ce să vorbești? Eu și cu Laurențiu suntem prieteni din copilărie. El a fost plecat din țară vreo câțiva ani cu părinții lui și s-a întors de acolo cu tot felul de idei idioate și stupide, sincer. Adică vreau un fel de relație perfectă în care totul să fie ca în filme și chestii din astea. Sincer, noi bărbații ce vrem mai altceva decât sex? Adică, sincer... La cei 19 ani ai ei, Lavinia, prietena lui Laurențiu, depinde încă de familie, care i-a impus niște reguli drastice. Ieșirile în oraș îi sunt contorizate și trebuie să dea socoteală pentru fiecare minut de întârziere.
Acum însă este ajunul revelionului, iar fata speră că își va petrece noaptea alături de cei de vârsta sa. Oh, bună seara, domnișoară! Ce faci, tată? Eu bine, dar tu ce faci? Mă pregătesc. Pentru ce te pregătești? Pentru revelion. Pentru revelion? Da. Păi în ținut asta? Da. Revelionul facem acasă, bănesc că știi lucrul ăsta. Maică-ta e la bucătărie. Prepară de toate? Păi am ajutat-o... Maică-ta a făcut... Lasă-te, te rog frumos, hai să nu ne... Tată, dar am ajutat-o, aproape am terminat treaba și mi-ai promis că mă lași să mă duc cu prietenii mei în seara asta. La bine, cum poți să faci asemenea afirmație? Am afirmat eu așa ceva? Da, mă minți în față? Nu! Ascultă, fata, tati, tu mă minți pe mine în față? Tată, dar mi-ai promis! Cum să-ți promit eu așa ceva? Că știi foarte bine că sunt împotriva faptului să pleci din casă, mai ales de sărbători. Tată, dar am 19 ani, pot să mă duc cu prietenii mei să fac revelion. Mulți înainte, fata, tati, faci revelion acasă. Nu faci revelion unde vrei tu. Tată, și ce să fac acasă cu voi? Lasă-mă cu prietenii mei. Ce să fac? Ce am făcut în fiecare an? Ne-am simțit foarte bine, am mâncat de toate, am băut de toate. Hai, tată, te rog frumos, lasă-mă să mă duc. Lavinia. Mă duc, nu stau mult, promit, mă întorc repede, dar lasă-mă să mă duc, te rog. A, nu m-am nebunit, eu spun că nu pleci nicăieri. Nu, cum să nu plec, dar mi-ai promis. La mine, eu ți-am explicat destul de clar, nu pleci nicăieri. Ce s-a întâmplat? Mama, ce vezi, mai? Ce s-a întâmplat? Păi uite-te și tu la aia, poftim, ea e pregătită să plece de revelion. Mai Marian, potolește-te odată, lasă fata să se ducă și ea odată la un revelion, să petreacă cu tinerii, cu prietenii ei. Ce o să se întâmple? Așa este tineretul, pe bune. Vă voi faceți coaliție împotriva mea? Nu, tată, dar mi-ai promis! Teodora, te rog foarte mult, am mai spus lucrul ăsta. Dacă un părinte spune un lucru și celălalt alt lucru, nu facem altceva decât s-o deformă. Da, până la urmă ai spus nicăieri. Și tu la un moment dat colaș. Hai să fim serioși. Și am ajutat, a fost atât de harnică. Toată ziua m-a ajutat, a făcut friptură cu mine. A făcut salată beof. A făcut toate lucrurile în casă cu mine. Și acum merită și ea să meargă cu prietenii. Scoate-ți chiar numai calități în evidență, că să vezi unde o să ajungem cu ea. Eu chiar sunt mândră de ea, chiar sunt mândră. Tu nu ești mândră de ce copil avem? Păi sunt mândru de ea pentru că i-am dat educația care i-am dat-o. Pentru că i-am interzis să facă lucrurile care, de fapt, îi interzic și acum. Amândoi i-am dat educația și am mai avut un pic de libertate. Este foarte cu minte, ne-a demonstrat-o de fiecare dată și sunt convinsă că o să o demonstreze și pe viitor. Dacă nu erau frâile la mine, fii sigur că până acum, cu educația care i-am dat-o, să termină. Așa cum am fost cu minte până acum, am să fiu și de acum încolo. Eu am încredere mare în ea. Lavinia, eu vreau să vă lămuresc pe amândouă. Încetați cu rugărințele, încetați cu toate intervențiile, mai ales tu, mamă. Nu este nicio intervenție. Teodora, te rog foarte mult. Tată, mi-ai promis, acum trebuie să apară. Am spus clar, avem un te schimbi și rămâi acasă. Ascultă, Teodora, după ce lumea trăiești? Uitați, acestea sunt pentru dumneavoastră. Vai, ce flori drăguțe, mulțumesc. Drăguțe ca dumneavoastră, Sărâna. Mă lași? Te las. Mulțumesc. Ai grijă de tine, vezi ce faci. Ești sigur că să-mi placă? Eu zic că da. Știi că noi trebuie să ne iubim, ții la mine, nu? E prima oară când fac revelion într-un băut. E bune? Având-o pe mamă de partea ei, Lavinia a prins curaj și insistă să fie lăsată la petrecerea unde a fost invitată. Haide, tate, te rog frumos, acuși vine Laurențiu să mă ia. Cum adică vine Laurențiu să te ia? Da, păi cu el fac revelionul. De unde faci tu la un cum revelionul cu Laurențiu? Unde faci tu revelionul? La prietenul lui cel mai bun acasă. La prietenul lui? Da. La prietenul lui și câți veniți acolo? Cu anturaje de-astea dubioase, tată, cu țigări, suntem... cu băutură, cu droguri, cu opa? Tată, nu e niciun anturaj, sunt colegii noștri de la facultate. Hai, Marian, o plasă și râd cu droguri, deci chiar așa vezi copilul nostru că se duce cu droguri, cu drogați. Ascultă, Teodora, după ce lume trebuie. Punctual, Laurențiu se înfățișează la ușa familiei Popescu pentru a o prelua pe Lavinia. Tânărul habar n-are că s-ar putea să fi făcut drumul degeaba. Săruna! Ce faceți? Laurențiu, bine ai venit, dragă! Să-mi dați un cup la mulți ani! La mulți ani, Laurențiu! Ce faceți? Hai, te rog, vino! Uitați, acestea sunt pentru dumneavoastră. Vai, ce flori drăguțe! Mulțumesc! Drăguțe ca dumneavoastră, Săruna! Mulțumesc! Lavinia, hai, te rog frumos, vino! Ai un safir! Bună! Ce frumos! Să trăiți! Uitați, v-am adus cadou de anul nou și dumneavoastră aici să sărbătoriți. Ce faceți? Mulțumesc de întrebare, nu prea bine. Păi de ce? Așa de anul nou? De ce m-ați supărat? Probleme personale. Am cer scuze, am venit să o iau pe Lavinia și să mergem la petrecere. Poftim? Am venit să o iau pe Lavinia. Așa, dintr-o dată am venit să o iau pe Lavinia. Lavinia nu pleacă nicăieri. Păi de ce nu lăsați? Nu pleacă nicăieri, Lavinia face revelion acasă. Am mai spus. Păi le-am promis colegilor noștri de facultate că mergem amândoi. Să sărbătorim. Nu să faci o promisiune atâta timp cât eu nu am fost de acord. Sunt oameni cu facultate, oamenii cu mintea la cap. Să fim serioși. Și să uite, la ora 12 și noaptea, de cât am înțeles. Marian, te rog frumos, uite cât de bine se înțeleg, te rog frumos.
Și din câte am înțeles, la 12 noaptea se face o tombolă. Teodora știe foarte bine. Se vor da niște premii. Da. Se face o tombolă, dar știi cât de mult am vrut să țin surpriza, dar văd că nu se poate. Frumos. Nu stau mult. Haide, promit, dar să fiu cu minte, te rog. E incorigibilă. Vă promit că o să am grijă Maria, de ea ca pe ochii din cap. Știți cum iubesc. Maria, cât sunt de frumos și cât de bine se potrivesc sunt. Mulțumesc, Aruna. Merită să facă nevelionul împreună, te rog frumos, lasă-i. Hai, nu se-ți pare rău, promit, te rog frumos. Dar o să am grijă de ea, vă promit, în tot sufletul meu. Știți cum iubesc, ce? Sunt bărbat, nu sunt copil. Nu am de unde să știu eu intențiile dumitare, în primul rând, în al doilea rând... Mă cunoașteți de la atâta timp, ce să... aș fi de acord la ce oră intenționa să veniți acasă, așa, după părerea voastră. La ce oră vrei spune asta? Nu știu, nu pot să vă spun eu la fata. La ora 1 este acasă, are o marjă de siguranță de o jumătate de oră ca timp să-și găsească taxiul. Mă lași? Te las. Mulțumesc. Ai grijă de tine, vezi ce faci. Vă mulțumesc frumos. La mulți ani, să vă distrați, să vă simțiți bine, să vă rămână la mulți ani. Hai, petrecere frumoasă. La mulți ani și voi. Hai, încălca pe suflet. Dragule, hai să mergem să ne așezăm. Asta este, o să facem un revelion superb. Așa cum eram noi odată. Știi foarte bine că mă gândesc numai la el. Știu, ce Dumnezeu, dar n-ai văzut ce frumos. Ce vezi tu superb la un revelion fără fata mea lângă mine? Mai pe mine. Tata a fost militar și are o problemă cu toți tinerii din ziua de azi și mă bag în aceeași oală cu ei. Singurul lucru pe care l-am cerut a fost să mă lase să mă duc să fac revelionul cu tinerii de vârsta mea. La Cosmin acasă, petrecerea e întoi. Muzică tare, băutură multă și tineri dornici să petreacă. Odată ajuns aici, Lavinia simte că a câștigat o bătălie importantă. În sfârșit, este printre cei de vârsta sa. Hai, Mihal! Ce faceți, mă? Hello, hello, bine ați venit! Salut! 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 Haideți! Bună, domnișoara! Bună! Bună! Salut! Scuze! La mulți ani! Ce faceți, mă? Mă bucur că ai venit! Vrei ceva? Ai băut? Ce zici? Nu, nu, nu beau. Sigur, vreau ce da. Muzică ascultați, bun! Ceva de bun! Bine așa, nu? Nu, 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 mersi. Ok, hai, te distrezi, da? Simte pe cap. Păi și cunoștiți așa cu băieții? La tine, așa. Bună, 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 bună. Eu sunt la tine, așa. Bine. Bine. Bun, 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 bun. Bună, paharul. Bună, la tine, la tine. Nu, nu. Hai, hai puțin, hai că nu se poate așa puțin. Uite că e puțin. E șampanie, nu e băutură. Hai să-mi pun și eu dacă mai găsesc pe aici să dau și eu. Hai noroc, la mulți ani. Ce faci, mă, vă distrat? Da, îl ascultăm la telefon. Ia uite. Tu ce faci, băi? Nu vrei să te distrezi? Noroc cu sticla, mă? Vreau, mă, pahare, nu spui și tu? Tu nimic nu știu, mă, mă. Hai, am rupt sticla în două. Ai rupt sticla în două. Bă, nebunaticule, de ce nebunatic ești tu? Nu sunt de o băutura, dar... De un muzică, acum mai tare, ce așa? Ca surd un clopot. Ca surd un clopot, dau. Lavinia visa de multă vreme la un astfel de moment. Petrecerea pusă la cale de prietenul lui Laurențiu promite o seară de neuitat. Și îți place la petrecere? Da, uite câtă lume e, vezi? Îți place, dar hai să te aduc într-un loc frumos. Da, să știi că mai încolo aveam pentru tine o surpriză. Ce surpriză? Ei, o să vezi că nu pot să stric surpriza de acum. E surpriză, cum să zic, nu pot. Și e... Ești sigur că o să-mi placă? Eu zic că da. Că știi că noi trebuie să ne iubim ții la mine, nu? Da, normal. Deci să fim amândoi, trup și suflet, unul lângă altul, nu? Adică ce vrei să zici? E, o să vezi acum, ești curioasă rău de totul, nu e așa curioasă. E, lasă că trece. Hai, vrei să-i arăt? Da. Hai, nu. Uite, aici am. Ce faceți, mă, frumușeilor? Nu vă mai place petrecerea? Bă, ce? Da, bună! Să... A, e Daniela. Bună! Daniela, îmi pare bine. Lavinia. Alex, îmi pare bine. Daniela. A, tu ești Lavinia? Da, e Lavinia. Da, și umbli cu e... ratatul ăsta? A, mă, tu, băiat frumos. A, mă, glumesc, ce ai, ce ai, glumesc. Cum e? Cum vi se pare petrecerea? Mie mi se pare cea mai tare petrecere de revelion. Zi tu că nu. Bă, da, ești mechel, mă. Mai e băutura sau au băut ăștia tot? Băi, de câte am văzut, nu prea. Nu prea? A, păi, de ce n-ai zis, mă, așa, mă duc să mai aduc? Nu, ok. Da, ok, dar numai că prea m-aș descurca singur. Nu vrea nimeni să vină să mă ajute. Păi, știu, Daniela, eu o să mă duc până la baie, îmi cer scuze. Vin, vin eu să te ajut. Păi, vii tu? Da, da, ok, dacă... Da, hai mult. Da, hai că venim repede, ok? Hai, hai, dacă... Hai să-ți arăt unde.
Ce-ar fi fost în capul lui Cosmin când a luat-o tocmai pe Lavinia? Nu putea să o refuze când a zis că mergea? Tocmai el m-a ajutat să fac camera, să punem flori, să împodobim pe acolo și tocmai l-a luat. De ce? Nu înțeleg. Deși ține la prietenul ei, Lavinia n-a venit aici doar ca să stea cu el. Fata e dornică să socializeze, să descopere lucruri noi. Ei, ce părere ai? Uite, aici, aici vreau să fac un bar. Vreau să fac un bar, ușa principală nu va fi aia, va fi, mai am o ușă acolo și aici am pus niște plasme și oamenii o să facă comanda de aici, știi, ca să nu mai facă de la bar. Și pur și simplu apare acolo și îi dau 3 shoturi sau chestii din astea și pur și simplu venim și dăm comanda la bar, vreau să pun niște spoturi pe aici, vezi că deja am trebuie să trag curent. Da. Așa, mă rog, și vreau să fac mai multe chestii, vreau să deschid. Să-l deschizi și acum, la cum arată? Ei, nu chiar, sincer, nu. Vreau să-l deschid undeva prin februarie, de ziua îndrăgostiților, chestii din astea, știi? Adică mi s-ar părea super ok atunci, da. Dacă și vrei, deja ți-ai pus planul la punct, ce poți să zic? A, oarecum, da. Ești foarte dezinvolt. Ei, da. Trebuie să luăm ce să luăm. Eu mai am multă băutură și pe aici, că am făcut oarecum o aprovizionare provizorie. Dar acum, na. Nu știu, nici nu știu ce să iau pentru ăștia de sus. Am și mașină de gheață acolo, face bubuie și fac gheață. Uite, da. Eu am să iau vinul. Ok, hop. Și... Da. Hai să mergem, că Laurențiu sigur mă caută. Da, sunt sigur că, na, măcar pe tine să te caută lumea, că pe mine n-are cine dracu să mă caute. Ce s-a întâmplat? Ai dat cumva cu piciorul peste capacul ăla care era jos acolo la intrare? Da. Am făcut ceva greșit? Da, păi vezi tu, ușa asta e defectă și tata a blocat-o pentru că ea se deschide numai din exterior, știi? Și eu înțeleg că ești glumesc, dar hai totuși să ieșim. Nu, crede-mă, nu glumesc la capitolul ăsta, nu glumesc și ușa aia alaltă e închisă și cheile sunt sus de la lacă. Ți-am spus că mai am o intrare. Faza e că asta nu se deschide. Cum să nu se deschide? Trebuie să se deschide. Nu se deschide. Nu, crede-mă, ei. Hai să încerc să trag un pic, dar... Nu spune că ne-am blocat aici, te rog frumos. Bine, Laurențiu sigur mă caută, nu pot să stau aici toată noaptea. Da, știu, da. Alo? Băieți! Laurențiu! Alex! Laurențiu, Alex, săi! Băieți! Trebuie să ne aud. Alo? Nu ne aude nici dracu. Laurențiu! Băieți! Dacă ăștia nu vin să ne caute, o să avem un revelion destul de ciudat. Bine. De fapt, mai mult ei o să aibă un revelion destul de ciudat, adică eu am băutură, am compania unei fete destul de ok și, sincer, mă cam săturasem de Daniela. Între timp, Laurențiu pune la punct ultimele detalii din planul său. E convins că a creat o atmosferă căreia nu i-ar rezista nicio fată, dar, pentru moment, fata pentru care s-a străduit atât lipsește. N-avem nicio șansă să ieșim de aici. Laurențiu sigur o să mă caute. Da, știu, dar, da. La câtă muzică e sus, ai văzut ce nebunie, nu cred. Oh, doar printr-un miracol să bage cineva dracului de seamă că lipsim, că altfel n-avem nicio șansă să ieșim de aici. Da, măcar privește și tu partea bună. Măcar avem băutură. Da, nu prea sunt eu genul să beau. Eh, da, într-adevăr, da. Hai, poate găsesc un. Măcar de avea ceva de mâncare. Mie mi-e cam foame. Da, mama nu frig. E frig, dar mama nu e una din femeile alea care să... Mama nu e prea gospodină ea, adică nu prea gătim acasă. Eu zic mai bine să nu deschizi. De ce? Pentru că nu beau. Nu bei, dar na, e o ocazie specială, totuși e revelionul. E un frig. Faci pe tine, sincer. Dar da, nu avem de ales.
Frate, ce Dumnezeu! Și cum o să aflăm când e 12? Păi, ceas nu am aici, dar... Da, poate fac și ăștia că degebă, nu-i scos să auzim măcar numărătoarea inversă, că altfel nu. E prima oară când fac revelionul într-un băieci. Pe bune? Da, părinții mei sunt puțin stricți. Tata e fost militar și e prima oară când fac revelionul fără ei. Ah. În sfârșit. Și bem așa din sticlă? Dar ce are, ce conduci? Ia, hai măcar te mai încălzești un pic. E bun. Da, e, mă rog, e, ce demi dulce, ce Dumnezeu. Da, e ok, oricum. Mai contează? E alcool. Te încălzește, asta e. O pătură m-ar încălzi. Păi, atunci, ține un pic, dă-te un pic să se treacă un pic canapeaua. Și măcar ne încălzim și noi, ca la bec, că Dumnezeu se încălzește într-un beci. Ia. Uite. Mulțumesc. Cred că e mai ok așa. Ești un drăguț. Da, fac și eu ce pot. Probabil fiindcă băutura încă nu s-a terminat, nimeni nu întreabă unde e gazda. Chiar și Daniela, iubita oficială a lui Cosmin, pare să fi uitat de existența acestuia. Acum cu ea. Poate nu mă interesează, lasă-o. Băi, pe plecată cu Cosmin. Nu mă interesează, eu nu stau. Cum mă, că nu o găsesc, tu te interesează. De ce trage mine? Nu o găsesc. Nu mă interesează, caut-o. Eu nu o găsesc, n-auzi? Eu ce vrei să-ți fac? De unde vrei să iau pe la păi e plecată cu barbac, tătu. S-a dus să iau cu cură. Păi sună. Mă disper. Păi te disper. Nu mai după. Păi dă-mă să-ți. Hai să-l căutăm! Unde vrei să-l căutăm? Mă, ajută-mă, nebunul ăsta, așa! Bine, hai, du-te, du-te, du-te tu încolo și mă duc aici! Bine, hai. Du-te! Nu pot să-mi dau seama de ce întârzie Cosmin atâta. Unde s-o fi dus cu Lavinia, nu înțeleg. Plus că Lavinia este într-o loc, e scurtă, e frig afară. Dacă nu vine până la miezul nopții, nu știu ce o să fac. Haide să-i căutăm afară, că aici în casă nu sunt. Poate s-a dus la magazin să o cumpere. Te duci tu afară? La subsol, având în vedere că cei doi tot așteaptă să fie descoperiți și salvați, timpul curge mai lent. Relația mea cu el e puțin ciudată. De ce? Pentru că el nu e așa ca tine, dezinvolt și sociabil. Mm. În situația asta, sigur, ar fi fost primul care s-ar fi panicat. Da, na, eu știu pe Laurențiu și el e un băiat bun, adică... El totdeauna a fost cu relații din astea serioase, adică să se gândea tot timpul... Cum să-ți spun, se gândea la viitor. Deci tot timpul Laurențiu se gândea la viitor în relații. Adică se gândea la căsătorie, copii, familie, numele copiilor, chestii din astea. Pur și simplu el se vizualiza. Uite, relația mea cu el nu este chiar așa. Adică eu mă gândesc la lucrurile astea, dar el vrea tot timpul să mă controleze. Vrea să știe când adorm, când mă trezesc, când mănânc, unde mă duc, cu cine. Îmi place așa să... Fii mai nebunat, că chiar dacă mă vezi o fată cu minte, dar, na, sunt tânără, vreau să-mi trăiesc viața. Păi și cine te oprește să-ți trăiești viața? Adică... Păi cum cine? El! Nu vezi, nici măcar mă caută. Sau probabil mă caută, dar nu-mi de ajuns. Ți-am zis că beciul e mai ascuns.
dacă ne-ar căuta, ar trebui cel puțin să nu știu, să facă niște echipe sau ceva de genul și să ne caute. Altfel n-au nicio șansă, unul nu o să ne găsească, clar. Ia, ascultă. Cred că e despre ce. Sau pe muzica, nu? Da. Super. O să trecem în anul nou aici, în Beci. Da, dar uite, privește și tu partea bună. Măcar avem șampanie, adică... Nu, eu nu mai beau, gata. Nu mai bei, da, dar e o ocazie specială, adică de câte ori e revelionul pe an odată, nu? Da, dar nu mai beau, știi, dacă mă duc acasă și miros la băutură, o să se supere tata. Ei, o să se supere. Și ce care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Hop! Wow, și nici măcar nu a făcut spuma. Îți dai seama, făceai mizerie. Nu, gata. Și ce e beciul meu? Eu care? nu mai beau. Uite, facem felul următor. Eu iau două guri, tu una. Tu tii? Și? Bine, doar una. Una, mică. Două, una. Așa. Bun, și acum ai auzi. Deja? Nu mai. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Și, nu, eu nu mai beau. Nu mai beau, nu mai beau. Dar de ce ai o guriță mică? Știi, ești foarte frumoasă. Mulțumesc și tu ești un băiat frumos. Laurențiu are și el parte de un revelion memorabil, doar că în alt sens. Convins că prietena lui a dat bir cu fugiții, băiatul se hotărăște să o caute acasă. Bună seara! Bună seara! Lavinia n-a ajuns acasă? Poftim? Lavinia n-a ajuns acasă? Păi cum să ajung acasă? A plecat cu tine. Stăteam la petrecerea acolo, Păscaun, a zis, ce să vorbească cu fata? Băi, băiatule, unde ne-ai copilul? Ce-ai cu tine aici? Ce-ai făcut? De ce? Sărbune-ne copilul. Am stat acolo la petrecere, vorbeam cu un băiat. Vai, și Flavina mi-a zis că se duce și vorbește cu o fată. Bă, tu vii să-mi spui mie povești, unde mi-e fata? Unde mi-e fata? Înțelege? Unde mi-e fata? Lasă să explice. Vorbeam cu un băiat acolo. Vorbeam despre facultate, despre lucruri din astea. La vine mi-a zis că pleacă să vorbească cu fata. Mă, ce ai făcut? M-ai omorât copilul, ai tranșat-o, ai dus-o în pădure, ce ai făcut? Cum ai vândut organele, ce ai făcut? Ce am vândut organe? Ce vorbești, mă? Am plecat, ai scăzut și vorbește cu fata și n-am mai găsit-o. Trebuie să găsim o soluție. Haideți să facem. Ce soluție vrei să găsesc? Îmbracă-te și hai să mergem. Rămâi aici, mergi cu noi. Hai de capăt. Hai mai repede. Neapărat să o găsim. Hai. Haide, mișcă-te aici afară. Repede. Hai. Nu vine să cred că mi s-a întâmplat așa ceva. Cum am putut să am încredere? Cum am putut să-mi dispară fata pur și simplu din casă? Cum am putut să am încredere în derbedeul ăla? Cum am putut să mă uit în gura nevestimii? Oprește muzica aia, mă! Faceți câte doi! Formați-i de câte doi și căutați în toată clădirea! Te rog să mă ierți. Stai liniștită, nu ai de ce să zici. Eu sunt. Și eu am insistat și s-a... Du-te acasă imediat! Tată, nu s-a întâmplat așa! Crede-mă că nu s-a întâmplat așa! Dar cum s-a întâmplat? Unde-i Cosmin? Tu ce cauți aici? Dar care e treaba? La Cosmin, petrecăreții își reîncarcă bateriile pentru o nouă rundă de dans. Nimeni nu își închipuie că ar putea fi deranjați, mai ales de niște părinți, mai îngrijorați decât este cazul. Aici, vină în coace. Vină mă în coace, că tu m-ai adus aici. Ce mai ai geamă? Ce ai aici, mă? Oprește muzica aia, mă! Bă, miniține, dar ce e, mă? De unde-i vine, mă, de la poliție și de la poliție? De la poliție? Da. Ce vorbești, bă, mai rău? Să gonând la viață, s-ar putea să ai de-a face cu mine și unul matul, voi toți. Unde e copilul meu? Spuneți-mă, unde e Lavinia? Unde e copilul meu? Unde e Lavinia? Nu te ridica, mă, ceva te da la mine. Stai, fă cărea să jos. Care e problema ta? Oh. Mă, stai jos. La dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt tatăl Lavinii. Spuneți-mă, unde e Lavinia? Unde e copilul meu? Păi cum eu unde vrei să știi, n-am fost cu voi aici? Nu mai, stai că o rezolvăm. Unde e? Bine, o rezolvăm. Unde e? Unde este Lavinia, dragilor? Păi cum să nu știți, n-am fost cu voi? Păi a fost cu voi aici, unde și este? Unde e? Hai mă, zice, tu e Lavinia! Unde se știi,
Laurențiu! Nu mai strigă! Aici e Rad, aici, de aici a plecat! Ești direct răspunzător! Sunt răspunzător! A luat-o de acasă, a adus-o în nemernicia asta, dar în alcool, în țigări, în droguri, în tot ce poate fi vede! Unde ai droguri, droguri? Gata, calmează-te că o găsim noi, calmează-te că o găsim noi! Laurențiu, fără comportament din ăsta, că știu ce-ți dau cu ciorul tăticul ăsta! Păi și-o iubesc! Păi unde și-o vreau să o găsesc? Unde și-a bătut joc de aia? Tu ți-ai bătut joc de aia. Mi-am bătut de aia. A plecat cu tine și acum unde? Ziceți-mă unde e la Vinia. Spuneți, unde e la Vinia? Avem o petrecere aici. Hai mă, de aici am plecat și eu, știu și eu ce aici. Eu sunt Daniela și eu sunt îngrijorată pentru că nu-l găsesc pe iubitul meu, Cosmin. Nu mă interesează iubitul dumitare. A plecat cu Lavinia să aducă alcool. Păi ce să facă? A plecat cu Lavinia. Nu știu unde este. Cum a plecat cu tine și s-a plecat cu iubitul ei până la urmă? Nici nu-l găsesc pe Cosmin. De cât timp a plecat? Acum și în clipa asta vă rog foarte mult. Atenție la mine! Faceți câte doi. Formați de câte doi și căutați în toată clădirea. În fund. La fiecare etaj. Peste tot. Încăutați copilul. Asta faceți. Gata. Asta faceți. Căutați în pivniță, în meciuri. Peste tot. În curte. Nu mă interesează unde. Duceți-i copilul. Gata. Hai să vedem unde. Eu o să mă duc să caut pe sus, pentru că sunt mai multe camere, iar dumneavoastră încercați pe jos, pe afară. E idee bună. E idee bună. Hai de mai repede. Mai repede, căutați în copilul. Tu vii cu noi. Unde? Tu vii cu noi, că nu știu, căutăm. O căutăm, asta face. Hai să vedem. Peste tot căutați. Aici nu este, poftim. Hai să căutați peste tot. Nu e nici aici, nu este. Acolo nu. Unde poate să fie, mă, că vine cu trei etaje. Un pod, o pindiță, unde m-a luat dracu? Unde poate să mai fie? Hai să în mai grădină, vedem sus. În grădină, unde? Căutați! După ce a declarat stare de urgență și a împărțit ordine, domnul colonel, însoțit de nevastă și de Laurențiu, continuă căutările și afară în împrejurimile vilei. Nici un loc nu scapă scrupuloasei investigații. Nu-i bine ce-am făcut. Da, Doamne, știu. Iartă-mă, n-am vrut să... Cum am putut să fac așa ceva? Cosmin, nu e ok ce s-a întâmplat. Da, știu. Iartă-mă. Știu, nu, te rog, tu trebuie să mă ierți pe mine. Chiar n-am vrut. Adică am vrut, dar... Laurențiu e prietenul meu. Nu e ok. Laurențiu e iubitul meu și nu trebuia să fac lucrul ăsta. Îmi cer scuze. Iartă-mă, nu sunt genul să fac lucruri de genul ăsta. Te rog să mă ierți. Stai liniștită, nu ai de ce să-ți cer. Eu sunt... Și eu am insistat și s-a... Eu sunt cu Laurențiu, tu ești cu Daniela, nu se poate întâmpla chestia asta între noi doi. Hai să numai că tu ești cu Laurențiu, eu nu sunt cu Daniela, să nu-mi explicat care e treaba între mine și ea, da? Da, oricum nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta între noi doi. Da, corect, dar... Uite, nu știu, ai ceva, simt ceva pentru tine și pur și simplu mă atragi, nu știu de ce, dar pur și simplu mă atragi, n-am mai simțit ce simt pentru tine, nu știu, de când, o să sune stupid, de când m-am îndrăgostit de educatoare la grădiniță și pur și simplu m-am dus la încercă în căsătorie a doua zi. Serios? Ha, și a fost un moment super penibil, dar na, asta e, n-am putut să mă abțin, ai ceva, pur și simplu, ai ceva care mă atrage și... Știi, și tu ai ceva care mă atrage. Da, știu, dar nu e deloc ok ce faci. Da, știu lucrul ăsta, dar știi, eu n-am întâlnit niciodată un băiat așa ca tine, drăguț și care se comportă frumos cu mine. Mă faci să mă simt specială. Laurențiu și părinții Laviniei s-au întors de pe drumuri mai îngrijorați ca niciodată. Și, evident, cu gândul că s-ar putea să existe în imensa vilă locuri unde încă nu s-au căutat, cum ar fi beciul. Hai,
Băi, ce e aici, mă? Băi, ce e aici, mă? Băi, ce faci aici? Băi, ducă carnea. Băi, ce faci, mă? Băi, 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 ce faci aici? Băi, ce se întâmplă aici? Băi, ce faci aici? Ce faci aici? Ce faci aici? Ce faci aici? Băi, ce faci aici? Băi, ce faci aici? Băi, ce faci aici? Pleci acasă imediat! Ia uite mă, dacă văd! Ce vorbești, mă? 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 Pleci acasă, nu-i explici nimic. Marian, lasă-mă! Ce să explici? Îți explic. Dă-ți pleci cu unul și te purci cu altul? Nu m-am culcat cu ei, tata. Dezbrăcat în halul ăsta? Tata, nu nimic, nu sunt dezbrăcat. Dar ce ai făcut? Tata, nu s-a întâmplat nimic, te rog frumos, lasă-mă să te explic. La noi nu se poate așa ceva, te rog frumos. Tu vezi de treaba ta. Tu vezi de treaba ta, că din cauza ta a fost în gara. 6 minute de zile, cum e de ai plecat cu unul și te-ai plecat cu altul. Tata, așa s-a întâmplat, ce așa? Ce vorbești? Te rog frumos să mă asculti, nu mai mă, cine ești? Ce ești de fapt? Sunt copilul tău, nu s-a întâmplat, a făcut păi și copilul meu face așa ceva? Tata, dar n-am făcut nimic, de ce nu cum n-ai făcut, mă, când te găsesc în halul în care ești? Gata. Cum nu? Ce gata? Din cauza ta s-a întâmplat tot. Nu din cauza. Din cauza ta s-a întâmplat absolut tot. Acasă imediat. Hai, acasă. Ia-o și hai acasă. Hai. Mișcați-vă imediat! Îmi pare rău că i-am cedat lui Cosmin atât de ușor. Îmi pare rău că mi-am supărat părinții. Nu ar fi trebuit să mă găsească în ipostaza asta. Cred că sunt foarte dezamăgiți. Primul revelion petrecut în afara familiei n-a fost chiar ceea ce visase Lavinia. Deși au existat și momente frumoase, fata își dă seama că lucrurile au mers prea departe. Haide, poftim, tată. Mișcă-te mai repede. Tată! Mișcă-te mai repede. Ce, tată? Ce, tată, nu ți-e rușine? Ți-ai bătut joc. Mișcă-te înăuntru. Ți-ai bătut joc de noi. Nu mi-am bătut joc de voi. Minte. Tu te duci și te tăvălești cu toți nemernicii. Tată, voi ați venit și m-ați dat ca și cum aș avea 12 ani. Voi m-ați făcut de rușine. Cum te-am făcut ce de rușine? Ce ai făcut, Marian? Tu te-ai făcut de rușine, mă? Nici o Marian. Ce m-am făcut de rușine, tată? Păi cum mă pleci cu unul de acasă și te găsesc că te tăvălești cu altul? Tată, nu a fost așa situația. Ce tu mă prăsești în față când eu asta am văzut? Tată, nu s-a întâmplat așa. Crede-mă că nu s-a întâmplat așa. Dar cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat, mă, când erai 3 sferturi goală, mă, erai dezbrăcat aproape de tot. Tată. Și ăla doar în chiloți. Tată, dar nu s-a întâmplat nimic, chiar dacă eram dezbrăcați. Păi eu asta am văzut, mă, cum să nu se întâmple? Tată, ce vrei să spui? Frumos, nu vreau să mă cer cu tine. Hai, înțelege. Nu joc de numele familiei, mă, asta-i făcut. Nu mi-am bătut joc. Asta e tot ce nu mi-am bătut joc de nimeni. Tată, ați venit și m-ați luat de acolo, ca și cum aș avea 12 ani. Ce să spună prietenii mei? O să râdă toți de mine. O să râdă din cauza ta. Nu, nu o să râdă din cauza mea, pentru că nu sunt eu de vină. Tu nu înțelegi că nu am făcut absolut nimic. Cum ești de vină, mă, când te-am găsit în halul care erai? Dacă tu nu mă crezi pe mine, care eu sunt fata ta. Lavinia, spune-mi tu, te rog frumos, ce s-a întâmplat? Care este mama, situația? Mama, nu s-a întâmplat știi nimic. Știi că eu înțeleg totul, explică-mi, vreau să știu ce se întâmplă. Ție nu-ți mai place de băiatul ăsta? Ce s-a întâmplat? Mama, eu înțeleg foarte multe lucruri, dar trebuie să vorbești cu mine. Asta vreau de la tine. Și atunci toate lucrurile se vor rezolva. Ok, ascultați-mă. Hai să vedem. Eu cu Laurențiu nu avem o relație foarte bună. L-am întâlnit pe Cosmin în seara asta, pentru prima oară. Ne-am îndrăgostit ca și cum m-am fi fost în filme. Tată, te rog frumos să mă asculți. Ascult-o, lasă, spune Lavinia, și spune. Laurențiu este mai autoritar, este, chiar dacă este băiat cu minte și se comportă frumos cu mine, nu are ce are Cosmin. Cosmin e glumeț, e dezinvolt. L-ai cunoscut în seara asta. Da, mamă, dar ne-am îndrăgostit. Știi și tu cum e la tinerețe? În seara asta, tată, în cât timp? O jumătate, oră, cât timp? Asta când am stat în beci, tată. L-ai cunoscut bine, ce locație frumoasă ați găsit. Tată, ca să te îndrăgostești, nu trebuie să
să cunoște persoană. Auzi, fata ta, știi ceva? Eu cred că tu aberezi. Ai văzut prea multe telenovele, Guriță. Nu, n-am văzut prea... Da. Păi ăsta ți-e comportamentul, asta ți-e gândirea. Tata, dar crezi că suntem în evul mediu? Să stau să mă cunosc o persoană în câte 3-4 ani și apoi după aia să pot să spun că sunt îndrăgostită? Nu fi tu în evul mediu, dar nici cu picioare pe pământul ăsta nu trăiești. Cu siguranță nu trăiești. Și lucrurile nu vor rămâne așa. N-ai să mai cunoști niciun băiat. O să aibă tata grijă ca fata acum lui să aibă un băiat adevărat. Exagerez. Găsim un subalter de la mine de la unitate, îi facem cunoștință și stăm de vorbă cu el ca să te accepte așa cum ești. Ce vorba? Așa cum sunt, dar ce da, adică nu mai ești virgină. Nu mai ești virgină. Pa da, tată, sunt dacă te interesează, chiar da? Sunt. Hai, nu mă îngălbeni. Dintr-o dată așa. Și poți să-ți o și dovedesc, dar n-am să fac asta. Dacă tu crezi că eu am nevoie de un băiat găsit de tine, așa? Ca să mă căsătorești și să am o viață normală, să știi că eu în momentul ăsta plec pe ușă și nu mă mai întorc niciodată. Ce vorbești? Când ești tu la în casa ta să-i cotărești arbitrar. Auzi ce arbitrar. Spune, da? Până atunci, spui, faci ce spune tatu. Ia mai lăsați-mă în pace amândoi. Tata nebunii, nici nu pot să mă mai înțeleg cu el. E și normal să nu pot să am nicio relație serioasă dacă el este așa cum este. A trebuit să mă duc să întâlnesc eu la o petrecere un necunoscut, ca să-mi dau seama că există și băieți altfel. Între timp, la vilă, deși nu e chiar atât de târziu, invitații au fost trimiși acasă. Singur, Laurențiu refuză să plece, nu înainte de a lămuri anumite aspecte cu cel pe care îl considera cel mai bun prieten. Ce semnă aia? Păi dacă nu mă lași să-ți explic, la dracu! Ce să-i explici până am văzut-o, spune? Frate! Deci aparent greșeală, mă jur că nu s-a întâmplat nimic, ce suntem prieteni, nu sunt idiot. De ce vă certați? De ce niciodată l-a prins pe iubitul tău peste iubita mea jos în subsol? Poftim? Deci nu mai putut să faci așa ceva. Da, mă, eu sunt fraiera, dar nu înțeleg. Deci nu s-a întâmplat nimic, asta încerc să-i explic de jumătate de oră. Dezbrăcată, păi da, frate, dar ascultă-mă în sufletul meu să-ți povestesc ce dracu s-a întâmplat, că a rămas blocați în beciul ăla. Și ce a spus aia, dar a rămas blocați, faci un pic de sex. Nu, frate, dai de la băutură că am băut un pic. Voi ce dracu făceați aici, să nu puteați să veniți dracului și să veniți să ne căutați? Păi și-aș fi uitat, tu ții tu băutură, mă, nu puteți să ne zici? Păi frate, unde dracu ne-ai căutat? Explică-mi și mie! Și la unde toată cum dracu ne-ați căutat în toată casa dacă nu ne-ați găsit? Băi, a fost până la maică-sa acasă să văd dacă e acolo și a venit maică-sa cu noi în coasă. Și tu ce dracu căutai la maică-sa acasă dacă nu eram aici? Păi ia-o căuta, păi știu unde ai dus-o tu? Păi și tu o cauți pe afară și sănătos la că v-ați căutat ce a frate, ți-am zis că mă duc să iau. Tu mai de fraieră? Te duci, dragul, bă, să mă caut în toată casa. Ai știut că o vreau virgină pentru mine și tu m-ai chemat pe mine aici ca să faci toată povestea asta? Nu s-a nimic. Adică m-ai înșelat cu maica Tereza sau cum că nu înțeleg? Păi nu am înșelat pe nimeni cu nimeni, păi nu s-a întâmplat nimic. Nu vă sărutați acolo cu neșapă. Păi lasă-mă, dracului, să-ți explic că am rămas dracului blocat în beciul ăla, ți-am zis că ușa se rămâne închisă nimeni. Păi nu știu până în beci, nu vreau. Păi nu, că înainte de se dea aer au rămas blocați în beci, dar se sărută, știi că se deschide ușa prin magie. Păi, ia, ieși dracule afară, bă, lăsați-l în pace, în pana mea. Ce zici și mă afară, mă, să-mi dai, explicați-mă cum erai acolo pe strate. Păi, frate, ești nervos în pana mea, ne întâlnim mâine și-ți explic și gata, eu nu mai zic cum ai să-mi lăsați. Și cu mine când te întâlnești să-mi explici, eu sunt pana mea care ai umblat tu până acum, cum poți să faci așa ceva? Deci, frate, cum facem? Ce să facem, mă, mergi acasă, te duci, te duc acasă, băi, zic, noi ne întoarcem și discutăm. Da, sunt prieteni, crede-mă. Da, mă, da, ești prieten când nu parți bagajica mea, nu? Frate, n-a ars nimeni pe nimeni, da? Nu, eu n-ai peste ea jumătate dezbrăcat, ea aproape. Deci fii atent, îți explic când mă întorc. Că, mă, tu mergi acum acasă. Hai acasă. Ceva? Unde să hai. Merg acasă? Mergi acasă. Tu mă uite fraieră pe mine că nu înțeleg. Nu te ia de nicio fraieră. Hai păi la tine. Și asta ce înseamnă? Te curși cu iubita lui? Ce se face târziu și mai tu să ajungi acasă? Nu mă curs cu nimeni, frate. Hai acasă. Păi și atunci ce ai făcut acolo? Nu pot imagina, nu pot să-mi dau seama de ce tocmai el. De ce tocmai el, de ce mie? Lavinia a pândit un moment de neatenție din partea părinților și a fugit de acasă. În scurtă vreme, fata ajunge la vila unde locuiește Cosmin. Oare de ce s-a întors aici? Dai și-mi opri muzica. Unde-i Cosmin? Tu ce cauți aici? Da, care-i treaba ta? Îl caut pe Cosmin. Unde-i Cosmin? Păi, s-a plecat. S-a din cameră, vorbește. Ie. Și tu de ce bei? De set. Laurenț, unde e Cosmin, te-am întrebat. Păi, dar tu ce cauți aici? Nu ți-e rușine să mai vii după tot? Să vii în coa? Nu discut cu tine. Unde e Cosmin? Cu el vreau să vorbesc. E Cosmin, e. Unde? E. Laurenț, nu am chef de glume, te rog frumos. La mine nu e Cosmin. Păi, cum vii cu tupeul ăsta dacă... Cum?
Cum vii cu tupeul ăsta după tot ce s-a întâmplat, după tot ce s-a întâmplat, tu vii aici, de ce? Ți-am mai spus că nu s-a întâmplat absolut nimic. Cum nu s-a întâmplat nimic dacă acolo erați unul peste altul, erați acolo? Da, eram unul peste altul și nu s-a întâmplat absolut nimic. Cum nu s-a întâmplat când erați dezbrăcați? Cum? Da, eram dezbrăcat și nu stau să-ți dau ție explicații, da? Dar nu, că după 6 luni de zile n-ar trebui să-ți ceri explicații. Da, după 6 luni de zile. Păi ce mă atras el, tu nu mă mai atragi, care e problema ta? Nu, că eu mie lipsesc, n-am mâini, ce-am? 6 luni de zile te-am atras și brusc ei? Da! Nu te mai atras. 6 luni de zile m-ai atras, dar nu m-ai atras cum m-a atras el din prima clipă. A, trebuia să te leg de mine, să te trag după mine sau... Nu am chef de glume, termină. Unde e Cosmin? Nu am treabă cu tine, vreau să-l văd pe Cosmin, cu el vreau să vorbesc. Și nu-i la mine. Laurențiu, nu am chef de glume, de ce nu înțelegi? Vreau să vorbesc cu Cosmin. Păi și eu ți-am cerut o explicație și nu-mi o dai, nu zic unde e Cosmin. Zi-mi unde e Cosmin. Nu mă duc să-l caut singură dacă nu-mi spui unde e. Unde te duci? Unde? Nu te duci. Nu stai, mă, unde te duci? Nu te duci, unde pleci? Vreau să vorbesc cu Cosmin, lasă-mă în pace. Nu poți, că Cosmin are treabă. Ce treabă are? E... Ce e? E... Cum adică? Păi uite ce, s-a decertat cu mătra și să dă supărare acum. E cu Daniela? Păi cred că da. Nu te cred. Păi uite ce să arăt, hai nu cuși, vrei să vezi? Dar nu te cred, deci nu te cred. Uite, vine o plana, uite. Ce înseamnă asta? Unde-i Cosmin? Lasă-mă să ies! Stai măi, Cosmin al tău, lasă Cosmin. Mi-ai spus că Cosmin aici m-ai mințit? Ce-s cu lumânărele astea? Ce-i cu camera asta? Ce se întâmplă aici? Laurențiu! Cosmin era prietena lui acasă și... Poate să fac sex acolo, dar ce vreau să profităm și noi? Nu vreau să profit de nimic, lasă-mă în pace! Nu vreau să-mi dau nicio geacă jos, lasă-mă! Ce vă mai țipa, de ce te-ai zis așa? Lasă-mă în pace! Ce numai el să profite, eu ce să nu profit? Tu nu înțelegi că nu s-a întâmplat nimic, să fii tine, lasă-mă în pace! Da. Nu mai trage de mine! Laurențiu, lasă-mă! Lasă Laurențiu! Laurențiu, numai Laurențiu! Stai așa, mă, ce? Uite, lasă-mă să ies! Nu ești! Nu mă trânti! Lasă-mă în pace, mi-e frică de tine! Ești un nemernic și ne-ai simțit mai mințit! Lasă-mă în pace! Unde să vin? Lasă-mă în pace, Laurențiu! Țip după aluat! Potolește-te! Cum dacă țip ce? Ți-e rușine! După 6 luni de zile, cum ai putut să-mi faci așa ceva? Lasă-mă în pace! Mi-e frică de tine! Animalule, lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă în pace! Laurențiu, lasă-mă, te rog! O să-ți spară o dată viața, nu știu ce vrei să faci! Îmi pare rău, lasă-mă să-mi pare! Băi! Ce vreau? Ce cauți, mă? Păi nu fă-i rușină, ce se întâmplă aici? Ce faceți voi? Tată, nu fă scandal! Treci imediat în casă! Tată, nu fă scandal! Treci imediat în casă, am spus cu tine, nu să mai stau de vorbă! M-ai uimit, eu nu te știam așa! Păi, dar nu sunt așa! Nu vin mătea să-mi dea mie lecții cum să-mi apăr copilul, vis-a-vis de indivizii cu care umblați voi! Cosmin ajunge în sfârșit acasă, unde speră să găsească puțină liniște, după certurile și reproșurile de care a avut parte în ultimele ore. Hei! Ce vrei? Ce cauți, mă? Ce faci, mă, aici? Ce mai gândiști tu acum? Ce cauți, mă, aici? Mă, și tu ai venit acum? Bă! Ce bă, mă? Bă, nici măcar nu meriți efort. Sunt iubita mea, mă. Bă, ieși afară, nici măcar nu meriți efort. Ieși afară, nu te credeam în stare de așa ceva, animalele! Stare, mă, regina, cu prietena mea. Ieși afară, că te omor, frate! Dar ce, numai tu? Ieși afară. Bă, numai tu, mă? Îți permiți? Da, mă, permiți, mă, iubita mea, cum să nu-mi permit? Bă, ieși afară, că nu-i Uite-te un pic la ea, ha? Da, mă, uite ce frumoasă. Bă, tu ești sănătos la cap? Nu sunt nebun. Văd. Dar tu ești sănătos, mă, să-mi iei iubita mea, mă? Ești afară. Ești sănătos, mă, te consideram ca fratele meu, mă. Ești afară. Băi, te consideram ca prietenul meu, mă. Și uite ce mi-ai făcut. Ești afară. Băi, nu o să ne mână așa, fii atent. Bine. Ești afară. Gata. Nu vreau să cred ce-am făcut.
Cosmin s-a întors la timp pentru a preveni o tragedie și pentru a demonstra că e un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Poate e mai bine că s-a întâmplat așa, la urma urmei tot răul spre bine. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, eu n-aș fi aflat niciodată cum e Laurențiu cu adevărat. Nici nu vreau să-l mai văd în fața ochilor. Lavinia ar mai fi rămas la Cosmin, dar nu vrea să forțeze nota. Un scandal cu tatăl ei în noaptea de revelion e mai mult decât suficient. Grijuliu, băiatul o conduce până acasă. Mulțumesc că ai avut grijă de mine. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă n-ai fi venit la timp. Stai liniștită. A fost pur și simplu oarecum noroc. Dacă noroc am lăsat-o pe Daniela și după aia am zis să mă întorc să văd ce faceți și am auzit țipetele și am intrat și... Ideea e că nu vreau să mă bag între tine și Daniela. Dacă e, rămânem prieteni. Între mine și Daniela nu a fost nimic serios. Pur și simplu a fost o relație bazată pe sex și atât. Nu, eu cu Daniela nu ne potrivim. Și chestia e că amândoi știam treaba asta. Dar, nu știu, cu tine simt că e altceva sau că ar putea fi altceva. Dar nu vreau să spui lucrul ăsta doar pentru că eu ți-am zis că ești un om deosebit. Dar nu spun de asta, chiar simt chestia asta, pe bune. Mulțumesc că m-ai condus acasă și că ai avut grijă de mine. Nu mai pentru, stai liniștit oricum. Ideea e că să te liniștești și pe cât posibil să uiți ce s-a întâmplat în seara asta. Știu că e destul de greu, nici nu pot să-mi imaginez prin ce ai trecut sau... Dar sper să fie ok. Mulțumesc. Hai, pentru. Ce s-a întâmplat? Ce faceți voi? Tata, nu fă scandal! Treci imediat în casă! Tata, nu fă scandal! Treci imediat în casă, am spus cu tine, nu să mai stau de vorbă! Uite-te la mine, vine ce spun! Tata, nu fă scandal! Să-ți faci scandal? Nu ți-e rușine să-ți fie! Se pare că, între timp, Marian a descoperit absența fetei și era gata să o pornească din nou în căutarea ei. Nesimțit-o ce ești! Nesimțit, cum îți permis să te întinzi în fața apartamentului cu fiștece măgar, împuțit, drogații tăi? Tata și mă ură pentru că ne aude mama, ne aud vecinii. Nu sunt o degradată, nu sunt nesimțită. Nu mi-am bătut joc de nimeni, am 19 ani, pot să învăț singură de viața mea. Ce să faci? Sunt capabilă, sunt inteligentă, pot să... Am văzut de ce ești capabilă. Tata, ești capabilă nimic, să pleci cu unul acasă, să te întinzi cu altul. Tata, nu s-a întâmplat... Asta e capabilitatea ta. Tata, nu s-a întâmplat nimic. Ce nu s-a întâmplat nimic în momentul în care vă găsesc aproape dezbrăcați în pivnița lui ăla? Tata, cum nu s-a întâmplat nimic? Îți jur că nu s-a întâmplat. Cum nu s-a întâmplat nimic? Te rog frumos. Mă minți în față. Te rog, calmează-te. Să mă calmez. Ne aud vecinii, ne aude mama, o trezim pe mama. Tata, nu s-a calmez, întâmplat absolut nimic. Cum să mă calmez când mergi din rău în mai rău? Ți-ai bătut joc de numele meu. Nu mi-am bătut joc de nimic. Singurul copil pe care l-avem, copil făcut la bătrânețe. Asta e mulțumirea ta sufletească, care noi acorzi. Ăsta e respectul tău față de noi, ca părinți. Sunt majoră! Nu am ce să înțeleg! Tata, am 19 ani, pot să-mi port singură de grijă. Nu v-am... Cum să-ți port singură de grijă? Nu v-am făcut absolut nimic, eu nu am făcut absolut nimic. Te rog frumos să mă crezi. Atunci cum te am găsit în halul în care ai fost? A fost o circunstanță. Cum? Ce circunstanță a fost? Ce circunstanță a fost aia că te pleznesc? Ce circunstanță? Îmi dai circunstanțele tale cu tot. Am văzut circunstanța în care erai. Vrei să dai mine? Nu m-ar mira să o iei până la urmă. Da. Dă-mi mine, tată. Lavinia. Dă-mi mine, tată. Dă-mi mine și în minutul 2 am ieșit pe ușă și nu mă mai întorc. Sunt mare, sunt majoră și îți promit că dacă nu încheiem discuția asta și dacă nu mă lași să-mi continui de viață, plec și n-ai să mă mai vezi niciodată în viața ta. Și am să fac o familie și tu habar nu ai să ai de ea. Nici tu nu crezi ce spui. Nu o să-ți vezi nepoții. Mișcă-te în casă. Nu plec nicăieri, eu ies pe ușă dacă nu mă lași în pace. Sunt mare și am să-mi văd de viața mea, lasă-mă. S-a terminat cu autoritatea mea. Până la urmă, are dreptate. E majoră, poate să plece când vrea, să vină când vrea, să facă ce vrea. Partea proastă e că maică s-a făcut coaliție cu ea. În loc să-mi țină mie partea. Primele zile din noul an îi găsesc pe Lavinia și Cosmin împreună. Să fie vorba de o poveste de dragoste așa cum și-au dorit-o fiecare dintre ei? Lavinia, stai puțin! Lasă-mă! Ce cauți? Stai puțin, am vorbesc cu tine! Nu avem ce discuta, lasă-mă face! Stai, cum avem ce discuta? Păi cum Lavinia, a trecut 6 luni de zile între noi, cum nu avem ce discuta? Cum spui? Vreau să te am venit să-mi cer scuze și să aduc telefonul, că l-ai uitat la mine din seara aceea. Am crezut că mai ai nevoie de el.
Da. Mulțumesc oricum. Uitați-mă. Da, vreau să vorbesc cu tine. Uite, îmi pare rău pentru ce am făcut. N-am vrut să se întâmple așa. Am băut și eu puțin, mai mult și... Eu sunt cu Cosmin acum. Păi, lasă, noi Cosmin... doi nu mai avem ce discuta. Cum avem ce discuta? Au trecut 6 luni de zile și tu îmi spui de 6 luni de zile că avem ce discuta? Pentru seara aia eu nu pot să te iert. Băi, îmi cer scuze, am băut și eu mai mult. Înțelege-mă și pe mine, mă cunoști de atât timp, știi că nu beau, că nu sunt așa, știi că sunt diferit. Știu, dar... Dar? M-ai uimit, eu nu te știam așa. Păi, dar nu sunt așa. Da, nu, eu nu pot să trec peste. Cum nu, nu pot să treci peste acum, după 6 luni de zile, spui că nu poți să treci peste pentru o singură greșeală? Noi, respectiv... noi doi nu mai putem fi împreună. Cum? De ce spui asta? Lasă-mă, nu, stai, de ce vrei să pleci? Vreau să plec, nu vreau să te mai văd în fața acum. Puteai să ai bunul simț, să mă lași în pace. Îmi cer scuze pentru seara asta, asta am venit, să-mi cer scuze. Iartă-mă, n-am fost eu atunci. Bun. Am băut, scot, cum? Bun, și acum ce vrei de la mine? Am venit și eu să-mi cer scuze și să spun că mai vreau o șansă, că... Na, să vezi cum sunt, adică tu știi cum sunt, știi că nu sunt așa. Știu că nu ești așa, am să mă mai gândesc. Nu pot să-ți dau un răspuns acum, eu nu pot să trec atât de ușor peste. Poți să stai și cu Cosmin? Poți să stai și cu Cosmin, poți să stai și cu mine, eu nu am nimic împotriva atașa lui Cosmin. Dar lasă-mă să-ți demonstrez, dă-mi o șansă. Am să mă gândesc. Mersi frumos, mersi. Mersi. Pa. Sper ca Lavinia să mă ierte și să-mi mai dea o șansă. Nu vreau ca alt bărbat să culce cu ea înaintea mea. Eu vreau să fiu acela. Marian trece printr-o perioadă nu tocmai fericită. Bărbatul și-a dat seama că a pierdut controlul asupra familiei. Ca și cum asta n-ar fi de ajuns, va primi o vizită neașteptată. Sunt Daniela, fata de la petrecere. V-am ajutat să o găsiți pe Lavinia. Da, par. Mi-amintește. Poftim, rog. Mulțumesc frumos. Poftim. Aș vrea dacă se poate să primesc cu Lavinia, vă rog. În ce problemă deocamdată, te rog să iei loc și discutăm după. Eu am venit să vă spun, să o rugați pe Lavinia să lase pe Cosmin al meu în pace, pentru că ea practic nu are ce să-i ofere. Abia mă împăcasem și eu cu el de revelion și fata dumneavoastră, Hodorong Tronc, e cu el acum. Da, domnișoară, cum ai spus că te cheamă? Daniela. Daniela, uite cum stau lucrurile. Lavinia este majoră, am avut o discuție foarte, foarte puternică cu ea. Ne-am și certat de altfel. Intenționează să plece de acasă, eu nu mă mai bag în absolut nimic. Dar e majoră, hotărăște absolut ce vrea. Normal, adică nu cred că dumneata ești în măsură să-mi impui mie, să-i cer la Vinii să nu se mai bage peste Costi, al dumitale sau al cui o fi. Ea este cu Laurențiu, cu el a venit la petrecere, acum este cu Cosmin. Vreau să fiu foarte bineînțeles. Am avut discuții foarte mari, am ajuns să mă cert chiar și cu nevastă mea pe motivul ăsta. Mai rău am dat-o și în patima băuturii, bănuiesc că se vede lucrul ăsta cu ochiul liber, da? Vă înțeleg, pur și simplu, el o să-și bată joc de ea, vă asigur de asta, e spre binele ei. El umblă cu toate fetele, așa sunt băieții, e tânăr. Normal că se uită după orice pereche de picioare, și nu? Și cât bine crezi că poți să-i faci dumneata dacă intervii la modul ăsta? O să o scutezi de o suferință care este inevitabilă. Este problema ei. E majoră, ea alege, ea hotărăște. Dumneavoastră ca părinte nu vreți să vă oferiți copilul de... Am încercat, de onori, n-am reușit în niciun fel. Sigur trebuie să existe o soluție, încercați să fiți mai comunicativ cu ea. Nu știu, dumneata îmi dai mie lecții la modul ăsta. Dumneata ai impresia că eu ca părinte nu știu ce vreau. Dumneata ai impresia că eu nu știu ce vreau bine pentru copilul meu. Păi din moment ce... Păi din moment ce? Interesul dumneavoastră e să-ți vezi iubitul în brațe înapoi. Nu vin dumneata să-mi dai mie lecții cum să-mi apăr copilul. Vis-a-vis de indivizii cu care umblați voi. Păi din câte văd nu ați reușit să faceți chestia asta. Cosmin nu este pentru ea, ei nu se potrivesc. Iar eu ți-am explicat destul de clar. Nu am nicio treabă cu Lavinia. Și vreți să o vedeți plângând într-o săptămână, două maxim, cât poți să ia lui Cosmin să se culce cu ea? Ascultă, Daniela, tu crezi că situația mea e mai gravă, situația ta e mai gravă decât a mea? Tu care te ceri cu prietenul tău, iar eu îmi pierd pur și simplu familia, și cu fiica mea, și cu nevastă mea, cu absolut tot, am ajuns să-mi fac singur menajul. Mă spăl, mă calc, îmi fac de mâncare, îmi fac curățenie în casă. Păi, nu am netrai din cauza aventurilor voastre. Tocmai de asta vă spun, să faceți cumva să o aduceți pe Lavinia înapoi, că sigur este... Haideți să încetăm discuția asta, hai să lăsăm totul baltă, știi ceva, hai noroc. Bine ai venit. Noroc. Până la urmă, din asta ai făcută viața. A trecut o săptămână de la ultimele evenimente, timp în care Lavinia a avut parte de multă atenție. Nu unul, ci doi băieți îndrăgostiți fac curte pe rând, fiecare având aturile lui.
să aleg. Fiecare are calitățile lui, dar Cosmin mă face să mă simt ca o prințesă, dar toate astea, Laurențiu m-a făcut să cred că a fost doar o chestiune de moment. Iar marele câștigător este Cosmin. Auzi, nu cred că e bine ce facem. De ce să fie bine ce facem? Nu cred că sunt pregătită. De ce, Lavinia? Că doar... Te iubesc, ți-am spus că te iubesc. Suntem împreună de o săptămână deja. Da, știu, dar asta e problema, că suntem împreună de o săptămână. Și ce, ți-am spus că nu am mai întâlnit pe nimeni ca tine? Adică nu văd care ar fi problema. Cu Laurențiu am fost... Cu Laurențiu? 6 luni și nu s-a întâmplat nimic și... Lasă-l pe Laurențiu, că acum nu ești cu Laurențiu, ești cu mine. Da? Da, știu, dar cu el nu s-a întâmplat nimic. Și noi avem doar o săptămână și nu și cred ce că... de la fiecare persoană la altă persoană e total diferit. Sunt alte povești aici, adică nu are nicio legătură cu Laurențiu sau... De asta îți spun. Mi-e adică... frică. Dar nu are de ce să-ți fie frică. Nu are de ce să-ți fie frică că nu-ți fac nimic. Uite, dacă nu vrei, nu facem nimic. Ok? Dacă tu consideri că nu e momentul sau că nu... Dacă tu consideri că nu vrei să facem chestia asta, nu facem. Ok? Da. Nu, sunt hotărâtă, o facem. Bine, dar sigur? Da. Bine. După ce s-a asigurat că părinții nu se vor întoarce prea curând acasă, Lavinia l-a chemat pe tânăr pentru a petrece cu el clipe pe care speră să nu le uite niciodată. Dar cine e? Aștepți pe cineva? Hai, lasă-o, un vecin, lasă-mi deschide. Nu pot, trebuie să mă duc să deschid, dacă e urgent. Dar nu cred că dacă e urgent... Hai răbdare, vin imediat. Bună, la mine, ce faci? Nu cred că e momentul potrivit. De ce să nu fie momentul potrivit? Tu ce dracu cauți aici? Ce faci, mă? Ce dracu cauți aici? Cum adică ce caut aici? Ieși afară acum. Cum? Ce drept mă dai tu afară? Ieși afară. Ce drept mă dai tu afară din casă? Ce caută ăsta aici? Ce caută aici? Mă, ce caută aici? Ce-i casa ta? Nu ți-a ajuns? Ieși dracului afară. Ce să-mi ajungă, mă? Ce să-ți ajungă? Ce ai făcut? Ești dracule afară, n-ai făcut? Niciun drept să fii aici, crede-mă! Bă, cum n-ai niciun drept să fii aici? N-ai niciun drept să fii aici! Nu vă certați! Dar e a ta și bă, eu nu știu! Bă, nu, e a ta! Nu trebuie să vă certați! Băi, cum adică ce cauți aici? Dar tu ce dracu? Mă iei la interogatoriu sau cum? Băi, dar eu te-am încurcat să mă iei ca la poliție? Laurențiu, ia ești tu afară, că n-ai nicio treabă! Băi, mă iei ca la poliție și mă iei afară! Bă, cine frici, mă, tu? Băi, iau... Băi, bă, cine frici, mă, tu ascultă, bă, Laurențiu! Băi, Laurențiu, mă, bă, ce caut, ce caut ăsta aici? E casa mea și chem pe cine vreau eu! Ce caut ăsta aici? Nu depinde cine e casa mea! Păi și cu ce drept mă dau afară din casă? Păi, dar ce e casa ta, e casa mea! Păi și cine e casa lui? Păi nu e casa mea și dau afară cu cine vreau! Ți se pare că ea te vrea aici? Ți se pare că te vrea aici? Eu te dau afară, da? Nu te dau afară, tocmai ți-a spus! Fătoriți-vă! Ce mi-a spus? Nu ești dracu. Băi, hai ca să ți-o zic așa, să ți-o zic așa frumos, ca să te roade un pic, că văd că ești agitat rău de totul. Ce faci, te îmbraci deja? Da, de ce să mă îmbraci? Bine, că o să pleci. Da, de ce vrei să mă dezbrac cu vata? La vinia, la vinia să vedeți. Nu sunt sigur că la vinia să vedeți și cu mine și cu tine, nu știu cum să zic. Deci am tot dreptul să vin, ai înțeles? Ce te bâlbâi acum, nu? E adevărat? Da, e adevărat. Da, e adevărat. Nu vorbeam cu tine, pentru da? Că trebuia să clarific niște lucruri cu el de atunci din seara de revelion, dar nu înseamnă nimic. Ce să clarifici cu el? Ai văzut? Taci, mă, din gură. Ce nu să clarifici cu el? Ce să clarifici cu el? Ai uitat ce ți-a făcut? Ce ai uitat? Ai vrut să violezi animalele, asta ai vrut să faci, da. Cu ce am vrut să violez, mă? Ce problemă ai tu că am vrut să violez pe ea? Frate, erai peste ea, dacă nu intram eu, cine știe ce s-ar fi întâmplat, da? Până la urmă am să iau eu decizia. Eu rămân cu Cosmin. Tu ești un pervers. Păi cum sunt eu un pervers? Păi ai decorat camera cu floricele și cu lumânărete.
Păi dacă o luăm așa, stai să le dăm cărțile pe față. Dacă tot cam așa. Domnul care e lângă tine, de-l vezi tu, a tot porumbelul tău, el a fost cu ideea să decorezi camera ca să te atragi într-un fel să faci dragoste cu mine. Ai înțeles? Pe asta nu știai, că nu ți-a spus-o amabilul tău iubit. Tu chiar ai să crezi toate prostiile pe care le depteaza asta? Nu, normal că nu e adevărat. De ce te-aș minți după 6 luni de zile? Spune și mie. Ce am încotro? O, dacă e să dăm așa pe față, de ce ai mințit eu? Da. De ce ai mințit eu? Păi hai să spunem pe față. Spune-mă, știi cine este el de fapt? Cine sunt eu? Except în ce a făcut acum câteva zile, știi cine este el de fapt? El, de fapt, este un afemeat notoriu care este interesat de tine doar pentru că ești virgină și atât. Pentru băi, care e o concepție. Știi ce, băi, gata! Băi, dacă sunt un afemeat notoriu, dacă sunt un afemeat notoriu, nu să te așa să nu mai fie. Ești animalele. Băi, nu să te așa să nu mai fie. Nu mai vreau să vorbesc cu niciunul, nu mai vreau să vorbesc cu niciunul. Ești animalele. La vine sunt foarte dezamăgită de amândoi. Nu mai vreau să văd pe niciunul din ei în viața mea. Dar măcar a fost o experiență. Numai scandal știi să faci. Așa ai procedat și cu copilul. Cum a plecat, cu cine a plecat și unde am găsit-o și cu cine am găsit-o. Cu cine seamănă? Cu mine? Niciun caz. Dar până la urmă noi stai că avem ce discuta. În loc să vă bucurați pentru mine, am muncit atât să ajung la o facultate și să-mi găsesc un job și voi în loc să vă bucurați, vă certați. Nu mai bine fac, în sensul rău al cuvântului. Ca orice fată de vârsta ei, Lavinia se teme de singurătate, astfel că nu i-a fost ușor să se despartă de cei doi pretendenți. Acum însă, tocmai a primit un mesaj foarte important pentru viitorul ei. Numai de discuții ești bună. Ce discuții, domnule? Ce discuții? Numai de discuții, numai sămânță de scandal ești. Da, sigur, sigur, numai să provoci, atâta știi. Sigur. Ce, cu ce te-am provocat? Spune și mie. Ce, măi, frate, de ce ai luat mașina fără să știu? Aveam nevoie de mașină, de ce ai luat? Domnule, suntem o familie. Păi și dacă suntem o familie, trebuie să știm unul de altul. E mașina familiei. Știi foarte bine că era o situație de la țară. Am muncit amândoi, dacă e să o luăm așa, că te-am slugărit toată viața. Da. Te-am slugărit, te-am călcat, am avut grijă de tine să nu-ți lipsească nimic și acum am luat și odată mașina să văd cine a furat, cine a furat acolo materialele de construcție. Era o treabă urgentă. Te-ai plimbat și odată cu autobuzul. Ce să spun? Ce s-a întâmplat? Aveam nevoie de mașină, nu pot să plec fără ea. Ți-a căzut burta? Care-i problema? Da, uite, mi-a căzut burta. Da, ce să-ți povestesc? Hai, lasă-mă în pace. Nu m-a scandal să faci. Așa ai procedat și cu copilul. Ce-am făcut cu copilul? Cum ce-ai făcut cu copilul? Eu spun să nu plece nicăieri, tu gata, dă-i voie. Când unul spune nu, rămâne și-a luat tot cu copil exemplar. Tu pentru nu știi tine. Să ai grijă de pentru el. Tine. Pentru tine. E exemplar că seamănă cu tine? Cu ce te deranjează? Știi foarte bine că am fost un om corect. Am respectat întotdeauna tot ce am spus și tot ce am făcut. Și eu indiferent de oră, eu am și fost eu acolo. La fel. Și nu eu e la adevărat. Fel. Ce-am făcut eu? Uite exemplu că am luat de la cum cu ce ai greșit? Cu ce am greșit? Spune-mi. Păi ți-am spus destul de clar. Am spus că noaptea de Revelion, până la 1:30 cel târziu să fie în casă. Cum a plecat, cu cine a plecat și unde am găsit-o și cu cine am găsit-o. Cu cine seamănă? Cu mine? Niciun caz. Cu amândoi. E, este cu amândoi. Ce ți-aș povestesc? I-am îndurora. Să fii sigur de asta. Hai, lasă-mă. Da, lasă-mă că deja m-ai scos din sărite. Toată ziua reproșești ce am făcut toată viața pentru tine. Ai uitat, da? Nimic n-a fost ce bine. Nici m-am dus. Frate, nu, că de 3 luni de zile. Nu m-am angajat. Ca să am grijă de tine, toată viața am avut grijă de tine. Să te angajezi? Te-am oprit eu să-ți găsești serviciu? Nu, nu te-am mai ținut tu, dar m-am gândit foarte serios că am zis să nu-ți lipsească nimic, să ai tot ce trebuie. Unde găseai tu mâncărica aia caldă? Spune-mi ce vorbești? Da, mai bine de 3 luni de zile mi le fac singur. Ultimele 3 luni de zile ai meritat-o. Mititica de tine, ce dragoste ai avut față de mine. Dar toată viața ce-am făcut... o viață întreagă și 3 luni de zile n-am mai făcut. Gata, nu vă mai citați, care e problema ta, Lavinia? Care e problema ta? Mergi la tine în cameră. E o discuție între mine și maică ta, n-ai ce căuta aici. Uite, vezi, lasă-o în pace. Lasă-o în pace. Iarăși începi? Tată, gata, vă aud vecinii, facem scandal, vă certați eu... degeaba. Gata, deci să știi că eu nu mai suport. Ce nu mai suport, eu am să divorțez. Și? Gata, aaaa, mi-ajunge, aaaa, am să divorțez pentru că mi-ajunge atâta amar de viață. Doamne, unde n-aș avea norocul ăsta? S-a terminat, eu deci, nu așa viață ce trăiesc cu tine, nu mai suport, crede-mă. Du-te, fata mea, că găsesc, slavă Domnului, femei câtă frunză și iarbă, nu-ți fă probleme? Da, nu ești sigur? Dar uite-te la mine cum arăt, chiar crezi că găsești alta ca mine? Ai nebunit, dragule. Poate chiar mai bună. Ai nebunit. Poate chiar mai bună și nu numai una. Hai să vedem. Ce rezolvați să vedem? Hai să încercăm. Ce rezolvați dacă divorțați? Da. Te-am rugat să pleci în camera ta. Nu tehnică ieri, e și treaba mea. Nu e treaba ta. Mai e și treaba mea. Nu mai pot. Până când îți permiți tu să intri într-o conversație între părinții? Tată, e și treaba mea. Sunt și eu la mijloc. Dacă voi divorțați, eu ce fac?
Ce să faci? Gândi la ce asta? Faci? O să mergi cu mine, draga mea? Ce să facă? Și lăsăm singur să vedem cum se descurcă, că nu știu ce altele. Mamă, dar faci bagajele, pleci și fata rămâne în casă. Fata mea merge cu mine, să fie foarte clar. Mamă, tata, nu merg. Hai să vezi, hai să vezi că merge cu mine. Nu merg cu niciunul. E, da. Plec în Spania. Ce vrut? Poftim. Da, plec în Spania, de asta venisem să vă spun că am primit un mail la facultate, am primit bursă. Mă duc în Spania, am să lucrez acolo și îmi văd de viața mea, pentru că în casa asta eu nu pot să mai trăiesc. Cum să pleci? Pur și simplu, plec, mă duc în Spania. Plecatul în Spania și bursa, practic, mă motivează să-ți dau dreptate, nu știu dacă și mamei tare. Dar până la urmă, noi stai că avem ce discuta. În loc să vă bucurați pentru mine... Am muncit atât să ajung la o facultate și să-mi găsesc un job și voi, în loc să vă bucurați, vă certați. Și până acum de ce n-ai spus nimic? Pentru că n-aveam cui! Ce vorbești? Ai găsit atâta momentul. Și ai găsit momentul tocmai acum. De ce n-ai acum am primit mail-ul. Iar voi vă certați. Când am vrut să intervin, m-ai trimis în camera mea. Ți se pare normal, tată? Da. Nu. Mi se pare normal că nu te-ai dus în camera ta, dar îmi pare bine că m-ai dat vestea asta bună. Vă bucurați pentru mine sau nu? Eu sincer, da. E cea mai bună veste pe care am primit-o în ultima perioadă. Nici nu mă gândeam că am să primesc bursa. Acum nu mai este gândul la nicio relație. Am 19 ani, am tot timpul din lume pentru relații. Este singur, dar refuză să rămână și neconsolat. Marian și-a dat întâlnire cu o cunoștință nu tocmai veche. Bună ziua, domnule Popescu. Bună ziua, domnișoară. Ce faceți? Mulțumesc de întrebare. Nu știu cum aș putea să te întreb și eu. Eu nu fac prea bine. Ce s-a întâmplat? Păi, ce poate să se întâmple? Bei o cafea? Da, sigur. Să răspund cafea? Sigur că da, imediat o să vin. Sigur, mulțumesc frumos. Ce să spun? Nu mai bine fac, în sensul rău al cuvântului. Am descurțit de soție. Îmi pare rău să aud asta. Lavinia, bănuiesc că a aflat, a plecat în Spania, a primit o bursă. Asta e un lucru bun. Este, în adevăr, un lucru bun, dar când nu ai lângă tine, e un lucru care, din păcate, se transformă rău. Într-adevăr. Tu ce poți să-mi spui despre tine? Eu m-am despărțit de Cosmin. Nu cred că vorbesc serios. Ba da, vorbesc foarte serios. M-am săturat de băieți care nu știu ce vor, care umblă din floare în floare și... am nevoie de un bărbat matur în viața mea și serios, care să mă înțeleagă și să meargă cu mine pe același drum. Sincer vorbind, să știi că m-am gândit la varianta asta, nu pentru că neapărat mi-ai spus-o tu acum, dar și eu aș vrea să trăiesc ce poate fi mai frumos din viața asta, ținând cont de cât am suferit până în momentul de față. Adevăr. Chiar mi-ar prinde bine. Nu mă refer la o aventură de moment. Mă refer la o aventură, să zicem, pe termen mai lung. Ar fi o șansă. În regulă, atunci îmi pare bine că ar fi. Îmi pare bine că și eu mă bucur să îmi pare bine. Lavinia a învățat multe din experiența ultimelor săptămâni și e hotărâtă să aștepte oricât este nevoie bărbatul potrivit alături de care să cunoască împlinirea. Deși pare greu de crezut, Cosmin și Laurențiu s-au gândit la rândul lor să-și aleagă partenerele cu mai mult discernământ.